Salutare! Sunt Petru de la Well Coach și în videoul ăsta o să-ți povestesc cum am luat prima mea ofertă la Facebook, pentru că era fix în perioada asta anului, era sfârșit de toamnă, era frig afară și atunci am luat oferta de internship la Facebook și avea să mă duc în New York, unde am avut o experiență foarte faină, așa că dacă vrei să asculti toată povestea până la capăt, uită-te la videoul ăsta și hai să intrăm înăuntru pentru că e frig. Ok, hai să începem povestea de la început. Atunci când m-am apucat de informatică, clar nu îmi imaginam că o să ajung să lucrez la Facebook. Nici măcar nu eram sigur că o să reușesc să ajung să lucrez ca și programator. Țin minte că înainte să existe toată povestea cu informatica, eram într-o vacanță de vară la bunici și pe Discovery era un documentar despre sediul Google din Elveția. Și mi se părea extraordinar pentru că arăta cum acolo sunt foarte mulți oameni deștepți, practic cei mai buni programatori din lume, și arătau toate beneficiile pe care le au. Faptul că au sală de fitness acolo la birou, au antrenori, au mâncare gratuită, au tot felul de locuri în care să se relaxeze, paturi, practic tot ce puteai să-ți imaginezi că ai vrea să ai într-o casă, inclusiv console de jocuri, care pe vremea aia în România erau destul de rare. Și atunci am rămas cu imaginea asta că la companiile de top nu ajung decât geniile, oamenii care au fost foști olimpici internaționali, mai ales că am impresia că era și un interviu cu un fost olimpic internațional și că n-am eu ce să caut din România. Și chiar țin minte o discuție cu mama în care îmi spunea că există programator român la Microsoft și țin minte că am luat-o așa în râs și am zis, sigur că da, probabil că spală podelele pe acolo sau cine știe ce fac, pentru că aveam imaginea asta că din România pur și simplu nu poți să faci treabă, e o țară mică, o țară slab dezvoltată și lucrurile nu au cum să se întâmple. Și fiind o țară în care nu aveam foarte multe oportunități, mai ales în Cluj pe vremea aia, am stat să mă gândesc ce e cel mai bine pentru viitorul meu, ce ar trebui să fac eu cu viața mea ca să pot să am o situație financiară cât de cât bună și să pot să-mi cumpăr un calculator de gaming, pentru că chestia asta îmi doream în clasa 8-a. Și atunci am zis, ok, o să mă apuc de informatică. Din nou, mi se părea extraordinar dacă reușeam să am un loc de muncă în Cluj, dacă reușeam să câștig acei 1000 de euro pe vremea aia pentru un începător. Și am început să lucrez la chestia asta, eram în clasa 9, m-am dus la un liceu de mate info și acolo când am început liceul, practic mi s-au distrus toate speranțele. Aveam impresia că gata, o să mă duc la un liceu de mate info, o să fac doar mate și info și o să ajung un programator foarte bun. Pe când că din primele zile au început profesorii să fie foarte stresanți la celelalte materii. Aveam de învățat la fizică, chimie, biologie, toate chestiile astea și problema nu era că era un volum foarte mare de muncă, ci era o muncă repetitivă. Trebuia tot timpul să învăț pe de rost și să reproduc. Și atunci am stat să mă gândesc, bă, ok, cum o să mă ajute lucrurile astea în viață? Cum o să mă ducă chestiile astea către primul meu job de programator? O să pot să creez programe și să lucrez la o companie bazat pe formulele pe care le învăț de la fizică și mi-am dat seama că pur și simplu nu e nicio legătură între chestiile astea, așa că am zis că mă voi concentra doar pe informatică, pentru că aveam niște părinți la care trebuia să le demonstrez că nu pierd toată ziua cu jocuri pe calculator și nici nu-mi plăcea să pierd vreme, având în vedere că la finalul liceului urma să îmi aleg o carieră. Așa că în fiecare zi mă grăbeam să ajung acasă cât mai repede, pentru că aveam un singur calculator în familie pe care îl împărțeam cu ai mei, veneam cât de repede puteam acasă și rezolvam inițial problemele pe care le primeam la clasă. Primeam o listă de probleme și țin minte că luam manualul de informatică care era absolut oribil și încercam să-l citesc, încercam să învăț mai mult, încercam să învăț în față și bineînțeles că nu înțelegeam nimic, nu înțelegeam unele lucruri nici care se predau la clasă și țin minte că eram de multe ori cu mâna pe sus să mi se explice.
După aia, la un moment dat, profesoara de informatică ne-a întrebat cine vrea să-și cumpere o culegere de probleme, culegere din care urma să lucrăm. Și țin minte că aia a fost prima culegere pe care mi-am cumpărat-o cu plăcere, la care chiar am vrut să mi-o cumpăr, pentru că aveam la matematică, trebuia să ne luăm toată clasa și la alte materii. Și mi-am cumpărat culegerea aia și știu că eram printre tocilarii aia care întrebeau, ok, când vin culegerile, când vin culegerile, când vin culegerile, și la un moment dat au venit, arătau absolut oribil, adică n-ai fi zis că sunt niște că erau culegeri de informatică sau că erau printate în 2010, aveau foi din alea maronii care arătau ca și hârtie igienică, dar chestia asta nu conta, pentru că am luat culegerea aia și țin minte cum am grăbit acasă și am început să rezolv probleme din ea. În fiecare zi încercam să fac cât mai multe probleme și să rezolv cât mai multe, să termin partea de început, partea de bază, practic materia de la clasă, pentru că voiam să ajung mai bun, voiam deja să pot să creez aplicații. Și după ce am terminat cu culegerea respectivă, am găsit un site care te învăța să creezi aplicații în PHP, în care am încercat vreo 2 săptămâni să îmi fac primul site, dar pur și simplu nu mă descurcam, nu înțelegeam și l-am lăsat deoparte. Pe urmă am început să mă pregătesc pentru olimpiadă și deja am spus povestea asta într-un video anterior și o să îți arate un link către el. Recomand să te uiți și la el. Bun. Pe urmă, după olimpiadă, după ce am participat la prima olimpiadă, m-am început să mă pregătesc, am avut profesor foarte bun, după aia în clasa 10-a am luat mențiune la olimpiada județeană, în clasa 11 am ieșit în top 10, la fel mențiune, medalie de argint, în clasa 12 am câștigat un concurs național și toate lucrurile păreau să meargă extraordinar de bine. Pur și simplu începeam să mă descurc foarte bine la informatică, asta pornind de la un elev care nu era așa de deștept. Adică nu eram super deștept, nu eram olimpic la matematică, nu mă prindeam primul de probleme, dar am încercat să compensez toate lucrurile astea prin muncă zilnică, muncă susținută, și de fiecare dată încercam să îmi găsesc cei mai buni mentori. Adică când am început în clasa a 10-a să îmi dau seama că indiferent cât de mult lucrez pe cont propriu, progresul meu nu se mai întâmplă, rămân la același nivel, nu sunt capabil să rezolv probleme mai grele, am început să-mi caut profesori. Și pe vremea aia mă gândeam că trebuie să-mi găsesc un profesor în Cluj și m-am gândit care sunt cei mai buni doi foști olimpici cu care aș putea să lucrez. Pentru că tot timpul am fost conștient de chestia asta, că dacă vreau să mă pregătesc de olimpiadă, trebuie să mă pregătesc cu cineva care a avut rezultate foarte bune la olimpiadă. Și erau pe vremea aia 2 studenți care au fost membri în lotul național de informatică și am contactat pe amândoi. Și țin minte că discutasem cu fiecare și l-am ales pe unul dintre ei care era constant și membru în Comisia Națională, adică practic se ocupa și de pregătirea subiectelor de olimpiadă. Așa că m-am gândit că el are un avantaj și că e foarte bun. Și am început pregătirea cu el, am început să cresc, până când la un moment dat el a terminat facultatea și a plecat în America, a plecat full-time la o companie mare, cred că era Twitter. De fapt, nu. Prima dată s-a mutat în București și după aia din București s-a dus în America, unde cred că lucrează și acum. Și eram din nou în punctul în care nu aveam profesor, deja aveam o mențiune la faza națională și am început iar să caut. Și de data asta am zis că nu mai lucrez decât cu oameni care aveau medalii la competiții internaționale. Ceea ce am și făcut, am contactat mai multă lume, majoritatea nu aveau timp să mă ia, nu puteau să mă ia, nu aveam rezultate suficient de bune în așa fel încât să mă ia. Dar am trecut peste chestia asta și până la urmă am găsit pe cineva cu medalii la olimpiadele de informatică care m-a luat și am început să fac pregătire cu el. Și atunci practic s-a întâmplat așa un click și am
mi-a explodat valoarea. Practic, am ajuns în punctul în care puteam să abordez orice problemă, nu mai exista o problemă de concurs la care să nu pot să vin cu cel puțin o soluție. Și după chestia asta, am primit ofertă de la Liceul Internațional de Informatică din București, unde încercasem și cu un an înainte să ajung, pentru că acolo nu te pregătești cu un singur fost olimpic internațional, te pregătești cu mai mulți foști olimpici internaționali și ești într-o comunitate de oameni care se pregătesc constant la informatică. Și pe bază ofertei m-am dus acolo și rezultatele mele au continuat să crească. După olimpiadă am început să mă gândesc, ok, ce urmează, ce se întâmplă cu viitorul meu. Am ajuns la un nivel foarte bun pe partea asta de programare. Ce trebuie să fac? Și uitându-mă pe Facebook, pentru că aveam obiceiul să adaug oameni care mergeau la olimpiadă, în general oameni mai mari cu experiență mai multă decât mine, cărora să le pot pune întrebări și să le cer sfaturi, am început să văd peste vară poze din California. Ei își postau poze cum călătoresc. Și am văzut că scriau acolo că lucrează ba la Facebook, ba la Google, Microsoft și am început să-mi doresc și eu să ajung acolo pentru că am văzut beneficiile și mi-am adus aminte de video pe care îl văzusem despre sediul Google de mult de tot. Și am început să mă interesez, am început să întreb, ok, ce trebuie să faci ca să ajungi acolo, cum funcționează sistemul, cum trebuie să aplici și mi-am dat seama că trebuie să am și niște proiecte personale. Adică rezultatele de la olimpiadă sunt niște lucruri foarte importante care contează, doar că câteodată nu sunt suficiente. Și atunci, cu ajutorul lui Marius, care și acum mi este mentor la informatică, am creat prima mea aplicație de Android. Era o aplicație care te ajuta să setezi alarme în funcție de evenimentele din calendar. Pentru că pe vremea aia aveam, să zicem, un program flexibil la școală. Adică, pe scurt, mă duceam când aveam eu chef, totuși erau niște ore foarte importante la care voiam să particip, practic orele de matematică, pentru că aveam un profesor foarte bun. Și atunci eu aveam nevoie să-mi pun alarmă cu o oră înainte de fiecare oră de matematică și așa am început să lucrez la aplicație. Aveam nevoie de ceva care să-mi seteze alarme înainte de unele evenimente din calendar și cu ajutorul lui Marius chiar am făcut aplicația asta, am pus-o în practică. Și am început facultatea. Nu știam pe vremea de ce să mă duc la facultate, de ce faci de fapt o facultate și m-am dus cu toată turma la Facultatea de Informatică de la UBB din Cluj. Acolo aveam să-mi dau seama foarte repede că lucrurile sunt foarte simple, pe vremea nici măcar nu era prezență obligatorie și eu deja știam majoritatea lucrurilor legate de informatică și mai aveam niște cursuri de matematică la care trebuia să fiu mai atent și să învăț ca să mă descurc. Totuși nu voiam să mă concentrez pe facultate și având falsa asta impresie, fiind înconjurat de oameni care nu participaseră la olimpiadă, de oameni care nu erau atât de buni, am zis că sigur o să trec interviurile, toate lucrurile o să fie simple și la vară mă duc la internship în America. Țin minte că primele interviuri pe care le-am avut erau cu Microsoft, am avut interviuri la Microsoft, le-am picat, după aia am avut interviuri la Twitter, la Facebook și după aia în perioada iernii, de fapt imediat după anul nou, aveam interviuri pentru internship-uri la Google. Aveam interviuri, încă țin minte, cu cineva din Elveția și am picat și interviul ăla. Am primit o problemă foarte simplă, încă țin minte cum tremuram și mi-era foarte frică că știam că, bă, asta e ultima șansă. Și deși primisem o problemă extrem de simplă, eram foarte stresat și mi-am picat interviurile astea. Deci, efectiv, fiecare firmă la care am aplicat în anul ăla, la finalul anului întâi, m-a respins. Și asta mi-a arătat că niciodată nu poți să ai prea multă încredere în tine. Adică aveam impresia, ok, dacă am câștigat un concurs național, dacă am avut rezultatele astea așa de bune la olimpiadă, la interviuri o să fie simplu, pentru că problemele de interviuri sunt mult mai simple decât problemele de olimpiadă. Așa că am zis, ok, eu deja sunt bun, n-are niciun sens să mă pregătesc, o să-mi trec interviurile. Și când a fost prea târziu, am început să mă pregătesc când aveam interviu la Google. Țin minte că m-am pregătit în timpul vacanței de iarnă, dar din cauza stresului nu am mai putut să fac față. Așa că
am început să aplic pe la firmele din țară. Aveam o ofertă de la Amazon din Iași, știu că am dat interviu, am primit niște probleme simple, le-am explicat cu ce mă ocup, care sunt proiectele personale și am mai primit o ofertă de la Bosch din Cluj pe parte de inteligență artificială și sisteme de condus automat, practic să ai o mașină care se conduce singură. Știu că au fost unele dintre cele mai grele interviuri pe care le-am avut ca nivel al problemelor, dar le-am trecut cu brio și am primit oferta, așa am ales să mă duc acolo. În paralel cu chestia asta, după ce s-a terminat facultatea și mi-am început internship-ul, eu eram foarte conștient că dacă nu prind internship după anul 2, practic cariera mea e distrusă și trebuie să fac ceva în direcția asta. Așa că am început din nou să fac ceea ce am început în clasa 10-a, că mi-am dat seama că nu am rezultate, că nu progresez, și anume să-mi caut mentori. Am început să-mi caut oameni care deja lucraseră la companiile. Am început să discut cu toți oamenii din lista mea de Facebook pe care îi cunoșteam, care știau că au făcut cel puțin un internship în afara țării sau care lucrau full-time acolo. Și am început să mă interesez cum e procesul de aplicare, care sunt lucrurile importante pe care trebuie să le ai în CV, ce fel de probleme trebuie să rezolvi. Știu că atunci am început să lucrez din cartea Cracking the Coding Interview. Am început chiar să fac unele simulări de interviuri cu ei. I-am rugat să își facă timp să discute cu mine și încă țin minte când ieșeam afară cu prietenii mei programatori că de fiecare dată le povesteam câte o problemă de interviu, îi puneam un pic să se gândească la ea și după aia le explicam soluția. Deci în perioada aia eram obsedat de probleme de interviu, pur și simplu doar asta discutam cu orice cunoștință care știa programare. După perioada asta am primit și o ofertă să mă duc la Google, nu ca și angajat, ci pur și simplu pentru o tabără de Android. Așa că mi-am luat vacanță o săptămână de la internship-ul pe care îl făceam la Bosch și acolo am învățat mai multe despre Android, despre cum să creez o aplicație și am avut parte de îndrumare foarte bună și am și creat o aplicație în care îți permitea să discuți cu toți oamenii care sunt în jurul tău. Așa că am învățat și acolo, dar un lucru foarte important pe care l-am avut acolo a fost o discuție cu recruiterii. Au fost mai mulți recruiteri de la Google și fiecare se uita pe CV-ul nostru și țin minte că spre deosebire de ceilalți, eu m-am dus și am discutat cu vreo 3 recruiteri, adică i-am arătat CV-ul meu unei persoane, am încercat să iau tot feedback-ul și după aia m-am mai dus la încă 2 persoane, m-am mutat de la o masă la alta să-i întreb, ok, cum ți se pare, ce crezi că aș putea să îmbunătățesc, ce aș putea să fac ca să îmi maximizez șansele să fiu acceptat. Mi-au explicat cum să-mi prezint proiectele mai bine. Le-am povestit și de faptul că am participat la olimpiade. Mi-au spus că e foarte bine că fac chestia asta și că cel mai probabil ar trebui să mă descurc la interviuri. După aia, după internship, deși încă nu era perioada de aplicare, eu deja începeam să trimit mail-uri, am început să-mi caut recomandări și nu doar că îmi căutam recomandări de la oameni care lucrau în compania aia, mă uitam tot timpul la oameni care mă cunoșteau bine, care puteau să povestească despre mine, despre ce știu să fac, despre de ce aș fi un candidat bun și mai ales oameni care erau full-time în companie, deci oameni care aveau cât de cât o vechime. Adică am încercat să îmi maximizez șansele de recrutare, pentru că tot timpul având o recomandare, cunoscând o persoană care deja lucrează în firmă și care poate să vorbească un pic despre tine, ai șanse mult mai mari să fii acceptat la interviuri. Și am avut primul interviu la Facebook. Țin minte că erau 2 site-uri unde oamenii postau probleme date la interviuri, probleme pe care ei le primiseră și știu că înainte de interviu la Facebook am rezolvat toate problemele care erau postate pe ambele site-uri și am primit o problemă extrem de simplă. Am primit pur și simplu o căutare binară și am făcut-o corect, nu venea să cred, deci e o problemă atât de simplă, mă așteptam să mai vină altă problemă,
intervievatorul mi-a zis că nu mai e nicio altă problemă, dacă am alte întrebări să-i pun. Și i-am zis că nu am alte întrebări. Știu că am avut interviu absurd de vreme, adică perioada de aplicație începea în toamnă și eu cred că am avut interviurile prin septembrie. Deci, cred că imediat după ce a început perioada de aplicare direct, eu am avut recomandare, am avut interviu și după acel interviu nu mi-a venit să cred că mi-am deschis mail-ul la câteva zile după, de obicei aștept după răspuns vreo 2 săptămâni, la câteva zile după am primit oferta de internship la Facebook. Știu că era un email foarte scurt, conținea congratulations, you did well on the interviews, I hope you'll accept the offer, sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu eram acceptat. Am avut o convorbire pe Skype cu unul din recruiter, mi-a povestit exact care era oferta. Urma să mă duc în New York în timpul verii, să am cazare acolo, să fiu plătit foarte bine. Și totuși nu le-am dat răspunsul imediat pentru că urma să mai am interviuri. Am mai avut interviuri și la Google, unde nici nu mai știu cum s-a desfășurat interviul, dar știu că problemele au fost foarte, foarte simple, aveam foarte mare încredere în mine, deja aveam o ofertă, nu mai aveam cum să o dau în bară și am primit și de acolo oferta și după aia a expirat termenul, pentru că în momentul în care primești ofertă trebuie să dai un răspuns. Așa că am acceptat oferta de la Facebook, dar în paralel am mai fost contactat și de Microsoft, unde am dat niște interviuri online și după aia am zburat în Varșovia, cred. Da, am zburat în Varșovia, unde am dat iarăși 4 interviuri în persoană. Au fost niște interviuri destul de dure, unde m-am descurcat și am primit ofertă și de acolo. Și la final am decis să merg mai departe la Facebook, unde am avut o experiență foarte bună și țin minte că de atunci nu am mai fost refuzat la interviuri. Adică tot timpul am avut grijă să mă pregătesc foarte bine. Tot timpul am avut grijă să știu exact cum voi fi evaluat, care sunt criteriile în funcție de care companiile astea mă vor evalua, care sunt întrebările. Și știu că tot timpul aveam un grup de prieteni cu care discutam interviurile, fiecare spuneam ok, ce probleme am primit, cum ne-am pregătit, ce soluții am dat acolo și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult, pentru că tot timpul știam la ce să ne așteptăm. Știam că o să vin un interviu și știam cam cum o să se desfășoare, știam că există 5-10 minute la început când intervievatorul întârzie, după aia încă 5 minute în care se prezintă și îți spune cu ce se ocupă, parte în care trebuie să fii foarte atent, după aia știam că vine partea de probleme, unde primești una sau două probleme, e bine să faci prima problemă cât mai repede ca să ai timp de a doua, care e mai grea. Și după aia, la final, e o perioadă de întrebări unde trebuie să fii cât mai sociabil, cât mai prietenos, să-i demonstrezi omului ăla că tu chiar ai vrea să lucrezi cu el. Deci, practic, asta a fost experiența mea și când stau acum și mă gândesc, încă nu-mi vine să cred că am reușit să fac chestia asta, pentru că nu, pentru mine nu reprezenta un scop real. Adică una e când îți propui să zicem, să mergi 10 minute pe jos în fiecare zi sau să mergi la sală zilnic și știi că o să reușești chestia asta dacă te ții de treabă, la mine era la nivelul unui vis. Adică nu credeam că e posibil pentru mine, care vin dintr-o familie medie, nu am avut neapărat acces la cei mai buni profesori de la început, nu eram extrem de deștept, nu avusesem rezultate extraordinare înainte să mă apuc de informatică și cei drept nici nu ieșisem de foarte multe ori din afara țării. Am ieșit de 2 ori din țară înainte să merg în America și mi se părea, mă rog, de fapt de 3 ori, pentru că am fost și în Bulgaria, dar nu știu dacă Bulgaria se pune ca ieșit din țară. Și nu mi se părea ceva real. Adică în momentul în care am primit oferta, încă nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Adică îmi imaginam că ok, am ajuns până în punctul în care să am interviu, urmează să-l pic, urmează să fiu refuzat. Și
E foarte important concluzia pe care am tras-o din toată experiența asta a fost că, de fapt, nu există nu pot, nu există imposibil. Nu înseamnă că dacă eram din România sau dacă eram dintr-un oraș cu mai puține posibilități, nu aveam cum să reușesc, pentru că în momentul în care ai pe cineva care te pregătește, în momentul în care am avut mentorii extraordinari pe care am avut, care m-au ajutat să ajung acolo, care mi-au zis toate șmecheriile pe care trebuie să le știu ca să mă descurc bine, lucrurile au fost mult mai simple. Adică interviul a devenit un fel de formalitate. Nu aveam un obstacol, nu intram în panică, pentru că pur și simplu primeam lucruri foarte simple, lucruri pe care eu deja știam să le fac, știam să fac lucruri de 2-3 ori mai grele. Deci ce era acolo era o joacă de copii. Oricum, cam asta e povestea. Dacă ești curios ce s-a întâmplat în anul următor, m-am dus și am făcut încă un internship în New York la Palantir. După aia, peste un an, am fondat WellCode, unde te uiți tu acum pe canal. Și după aia, în anul următor, după ce am fondat WellCode, m-am dus și am făcut un internship la Google în Los Angeles. Dar cum lucrurile de acolo au intrat în linie dreaptă pe partea de interviuri. Adică așa cum mă simt foarte pregătit să mă duc la orice companie, să dau interviu, să le trec și să primesc ofertă. Și ce vreau acum să fac, adică ce mă inspiră pe mine acum, e să-i ajut și pe alții, să le arăt, bă, uite, e posibil, poți și tu să faci chestia asta. O companie de top nu înseamnă doar oameni foarte deștepți, nu înseamnă genii native. De fapt, poți și tu să îți dezvolți inteligența asta, poți să te duci și tu să lucrezi pentru ei, poți și tu să ajungi să lucrezi la Google și să faci foarte mulți bani. Și de fapt, asta am încercat să fac prin WellCode, să pun la punct un proces prin care orice om care lucrează și care e disciplinat poate să ajungă acolo fără să se frustreze și fără să piardă foarte multă vreme selectându-și informația potrivită. Așa că dacă povestea asta te-a inspirat și vrei să lucrezi cu mine personal și cu echipa mea și vrei să ai succes în domeniu și să lucrezi la companii de top, dă click pe link-ul din descriere, programează-te la o ședință gratuită de consultanță, fie cu mine, fie cu un expert din echipa mea. O să-ți facem o analiză detaliată a situației în care te afli și o să-ți facem un plan pas cu pas care să te ducă acolo unde îți dorești. Fie că vrei pur și simplu să te angajezi, ești în punctul în care eram și eu și vrei pur și simplu primul job de programare, fie că vrei să te pregătești pentru o companie de top, fie că ești încă la liceu și vrei să te pregătești pentru olimpiadă. Nu uita că e final de an, în curând o să închidem înscrierile, așa că dacă link-ul din descriere încă funcționează, înseamnă că mai sunt locuri, programează-te cât mai repede și nu uita că video-ul ăsta a fost o pierdere de timp dacă nu începi să chiar faci lucruri și să începi să te dezvolți. Oricum, sper să ne auzim în curând.